Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea De ale Buzoianului. Avem invitații în studioul Campus TV în această seară pe reprezentanții poliției locale. Alături de noi este domnul Adrian Teodorescu, directorul executiv al poliției locale. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și stimaților telespectatori! Și de asemenea avem alături de noi pe domnul Doru Dumitrașcu, șef serviciu ordine publică. Bună seara, bine ați venit, domnule Dumitrașcu! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vorbim despre sesizările buzoienilor, despre problemele care apar în fiecare zi în Buzău. Am văzut că vă și depuneți eforturi pentru a le rezolva, măcar o parte dintre ele atunci când se poate, și pentru că poliția locală a întocmit un bilanț pe primele 6 luni ale acestui an. Domnule Teodorescu, aș vrea să-mi spuneți care a fost activitatea dumneavoastră și a instituției pe care o conduceți în primele 6 luni. În această primă jumătate a anului, activitățile desfășurate de către Poliția Locală a Municipiului Buzău au fost într-un trend crescător, în sensul că am cuprins activități din toate domeniile de activitate aflate în competența Poliției Locale, în comparație cu activitățile desfășurate în aceeași perioadă a anului trecut. Pe lângă activitățile de îndrumare, de prevenire, vrând nevrând ajungem tot la partea de coerciție, la sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă, care nu sunt deloc puține. Avem un număr de 8.903 sancțiuni contravenționale constatate și aplicate, cu o valoare de 1.550.496 de lei, din care o pondere foarte mare aparține Serviciului Circulație, cu un număr de 5.457 de sancțiuni, cu o valoare de 907.256 de lei. Deci vorbim de o valoare a sancțiunilor aproximativ de 15 miliarde în această primă jumătate a anului. Majoritatea amenzilor cred că au fost date pentru parcări neregulamentare, nu? Într-adevăr, reliefam faptul că pe linie de circulație au fost cele mai multe sancțiuni aplicate pentru opriri, staționări, parcări neregulamentare, cât și pentru pătrunderea pe străzile unde accesul este interzis. Bun, domnule Dumitrașcu, în ultimele zile știu că ați avut alte acțiuni, am văzut din nou pe tinerii care obișnuiesc să facă și gălăgie în fața blocurilor, dar să facă și mizerie, i-am văzut măturând. Spuneți-ne ce s-a mai întâmplat și ce grupuri de tineri ați vizitat de această dată. Da, noi de fiecare dată acționăm pe raza municipiului Buzău pentru a crea acea normalitate și pentru a asigura liniștea și ordinea în municipiu. Zilele trecute am avut o acțiune de acest gen în zona Parcului Cec, Prefectură, cartierele Micro 3, Dorobanți 1, Dorobanți 2, Broșteni, Micro 14, unde au fost legitimate peste 227 de persoane și au fost aplicate sancțiuni în valoare de 7.320 de lei. O să vedem și imaginile, puțin mai târziu, să-i vedem pe tineri cum făceau curățenie la locul respectiv. Dar avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Sărămâinile și cu tot respectul pentru domnii comandanți ai poliției locale. Vă rog. Am o mare rugăminte la dumnealor prin faptul că în piața centrală observ cu mare nedumerire și am făcut apeluri disperate și la dumneavoastră și totdeauna când îi întâlnesc pe dumnealor, tolerează neregulile care sunt vizibile tuturor. Nu se vede cântarul datorită mărfii expuse. Eu, în calitate de cumpărător, nu văd cântarul. Echipele care sunt de serviciu zilnic din partea poliției locale, ce fac dumnealor de nu ia măsuri în acest sens? Dacă domnul comandant are atâtea cifre și ne spune că a făcut atâtea procese verbale, că a dat atâtea sancțiuni, de ce sunt atâtea nereguli pe care noi le observăm? Și n-ar fi singura. Orașul este plin de mizerie. Ce sancțiuni, ce măsuri a poliția locală ca să nu mai avem atâtea gunoaie peste tot aruncate? Oameni care dorm în parcuri.
De ce nu le găsiți un adăpost? De ce nu-i duceți unde trebuie să fie acești oameni? Și astăzi era unul, dormea un bărbos, un nespălat, la fel ca cel care a omorât polițistul la Bordujeni, în parcul din centrul orașului, din Biserica Sfinții Îngeri. Ce faceți, domnule comandant? De ce nu luați măsuri în sensul ăsta? Cumva comercianții din piață sunt protejați de dumneavoastră să ne fure pe noi la cântar? De ce nu luați măsuri să se vadă cântarul? Fiecare cumpărător să vadă cântarul. Dacă spui ceva unui comerciant, el anunță poliția locală că sunt recalcitrant și mă amendează pe mine. Pentru că sunt în cârdășie cu ei. Asta este situația, asta este opinia mea. Vă rog frumos, luați măsuri în sensul ăsta. Atât am avut să spun. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Știu că ați mai semnalat aceste probleme și această problemă cu cântarele, într-adevăr, e aceeași și în piețele buzoiene. Sunt probleme care nu sunt reglementate prin atribuțiile pe care poliția locală le are, să știți. OPC-ul ar trebui să intervine sau cine? Că e practic o metodă de a înșela clientul. Vorbim de protecția consumatorului, vorbim de celelalte organe care au în domeniul lor de activitate asemenea prevăd sancțiuni pentru nerespectarea acestor norme. Deci o să semnalez la rândul sezizarea dumneavoastră față de celelalte organe privind aceste activități din piața centrală. Eu cred că în piața centrală este și o parte bună. Dacă ne aducem aminte, anul trecut erau foarte mulți comercianți ambulanți care nu se mai regăsesc în acest moment. Tarabele au fost așezate mult mai bine, nu mai sunt acele depășiri ale tarabelor pe căile de acces. Eu cred că ce ține de noi, de reglementările pe care le-am făcut în piața centrală, sunt în regulă. Da, și totuși oamenii merg la piață să cumpere produsele respective și interesează și dacă primesc ceea ce ar trebui în schimbul banilor. Dar ce ne facem cu gunoaiele de pe străzi? Aveți poliția mediului compartiment în cadrul referitor poliției locale. La problemele care le-ați ridicat privind gunoaiele. O spun cu tărie că în parteneriat cu operatorul licențiat de salubrizare am desfășurat activități foarte multe. Fac o paranteză aici, foarte multe zone de la periferia municipiului Buzău, atât zona Digului, zona servisului Viostar, zona străzilor Cerbului, Răchitei, Depozitului, zona Somaco, zona Global, la ieșirea spre Vernești. În toate aceste puncte am desfășurat activități pentru descurajarea celor care abandonau reziduri menajere și gunoi menajer. Să știți că avem chiar o știre în jurnalul din această seară referitoare la situația de la podul Vadu Pace, acolo unde la un moment dat devenise depozit de gunoaie. Acum, pentru că există o patrulă a poliției locale, nu se mai aruncă gunoaie. Așa că patrulele acestea cred că ar fi o soluție în zonele respective. Am acționat foarte mult în această direcție, în toate zonele unde practic era acest gunoi vagabond. Mai pe de o parte a fost ridicat cu ajutorul operatorului de salubrizare, iar în celelalte am încercat să păstrăm zonele cât mai curate. Haideți să mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Doamna Magda și bună seara invitațiilor dumneavoastră. Bună seara! În primul rând sunt un pic mai emotiv așa e felul meu, dar mi-e drag mult să vorbesc cu dumneavoastră și în nedumerirea celui înaintea mea, eu aș vrea să felicit poliția locală pentru toate realizările făcute în ultima perioadă. Însă, ce vreau să spun, doamna Magda, am observat de fiecare dată când sunt invitați pe la diferite posturi de televiziune că părerile sunt împărțite, dar criticile unora nu condene să apară. Sunt aceleași persoane, de fiecare dată, probabil, nici nu locuiesc în Buzău, dar de dragul de a se auzi la televizor, sună și împroșcă cu gunoi în acești oameni pe care i-am văzut mereu făcându-și treaba. Știți dumneavoastră că sunt oameni care nu locuiesc în Buzău? Nu știm. Probabil că oamenii s-au lovit de probleme. Doamna Magda, asta e părerea mea. Poate nu e. Am înțeles, e părerea dumneavoastră. Da, nici nu, adică nu
accentuiesc asta, dar așa am crezut, cred eu. Ce vi se pare bine în Buzău de când e poliția locală? Vă rog. Asta vreau să vă spun acum. Eu, blocul nostru, am avut o problemă cu un grup de tineri mai gălăgioși și așa în fața blocului. Am sunat la numărul de telefon al domnilor și au venit acești oameni, au fost pronți și de mai bine de două luni stăm doamna Magda foarte liniștiți. Nu ne mai fericiți nimeni. Înseamnă, da, că uneori mai recidivează tinerii aceștia. Noi suntem niște oameni mai în vârstă. Și dacă ne zăpăcea așa, păi dacă n-ar fi fost acești oameni, ce-ar fi făcut, nu? Ia și da. Pot să se supere chiar domnul dinainte, că nu mi-a plăcut, pentru că mă duc o dată pe săptămână la piață, eu nu știu unde a văzut dânsul, că nu se vede cu cântarul, și în al doilea rând, eu am apelat odată la doi domni din aceștia cu o problemă și ei au venit, au vorbit frumos. Da, sunt oameni și oameni, să știți, că nu chiar toți fac așa. Și eu încă o dată fericit, invitații dumneavoastră și celor care coordonează activitatea la Poliția Locală Buzău. Și pe dumneavoastră, Campus TV, că sunt o telespectatoare fidelă. Vă mulțumim mult, vă doresc o seară frumoasă. Să fiți sănătoși și în continuare emisiuni frumoase vă doresc. La sănătate tot. Și dumneavoastră, mulțumim vă mulțumim frumos. Mulțumim. Da, e bine că sunt și buzoieni mulțumiți. Am rămas dator cu răspunsul pentru domnul de mai devreme referitor la oamenii care dorm în parcuri. Da? Cei care n-au un fără adăpost. Adăpost. Cred că nu este numai o problemă la nivelul municipiului Buzău. Nu este o problemă numai la nivelul țării. Este o problemă europeană. Atâta timp cât posibilitățile noastre de asistență socială în acest domeniu sunt oarecum limitate, atâtea sunt și soluțiile. Pe timp de iarnă a existat posibilitatea de a-i caza nu numai pe cei din municipiul Buzău, la centru de zi și de noapte, mai ales atunci când temperaturile scăzute puteau să le afecteze viața, efectiv. Dar vorbim în această perioadă de vară, când de multe ori sunt conduși la astfel de centre, dar aceștia nu doresc să rămână aici. Ei refuză cazarea și ulterior îi găsim tot pe domeniul public în diferite situații. Spune un telespectator, seara pe strada Viitorului, la blocul 110, periodic sunt persoane care deranjează la bancă. Bănuiesc că sunt băncuțele acelea în fața blocului și fac gălăgie tinerii pentru că stau acolo. Pe strada Viitorului, blocul 110. Da, chiar astăzi am mai primit o sesizare tot din acea zonă, de la blocul 132, unde vom acționa chiar din această seară, în acea zonă, pentru a crea acea stare de normalitate și cetățenii să poată sta liniștiți. Spuneți-mi, de când a început vremea mai bună și tinerii stau în fața blocurilor, câte astfel de amenzi ați dat și unde sunt zonele cele mai problematice? Unde sunt cele mai multe reclamații? Da, ca și sancțiuni au fost date de la începutul anului și până acum peste 1400 de sancțiuni contravenționale pentru tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, provocare și participare efectivă la scandal. Valoarea sancțiunilor este de peste 568.231 de lei. O valoare destul de mare. Înseamnă că sunt scandaluri în fiecare seară. Nu scandaluri, așa cum vă spuneam, sunt tulburări ale liniștii publice, deranjare, consum de băuturi alcoolice. Există o zonă unde sunt cele mai multe reclamații în Buzău? Nu, peste în tot municipiul tot orașul, Buzău. Sunt zone. Da, domnule Teodorescu, spuneți. Nu am de completat. Vorbim de larmă, de tulburare a liniștii publice prin producerea, prin acea gălăgie specifică tinerilor, când se află în zona blocurilor. Mai am câteva mesaje. Spune un telespectator, sunt foarte mulțumit de Poliția Locală Buzău și mi-aș dori să-i văd din nou în liceele buzoiene, pentru că, sincer, firmele de pază nu au ce căuta în licee. Sunteți de acord? Sunt păreri pro, sunt păreri contra. În funcție de ce va decide instanța de judecată, ne vom desfășura ulterior activitatea. Un alt telespectator întreabă, este normal să avem parc de vânzări auto între blocuri zona anele 1 decembrie?
Cred că de fiecare dată când cetățenii au semnalat în anumite zone prezența unor autoturisme, autovehicule scoase la vânzare, de fiecare dată s-au luat măsurile necesare și s-a descurajat acest fenomen. Chiar cred că în mare parte în zona XXL predomina această vânzare, ca și în zona Mareșala Verescu. În aceste zone, în momentul de față, nu mai sunt scoase la vânzare autovehicule. Păi încă mai sunt câteva zone, după cum apar când și când, dar toate aceste probleme sunt rezolvate. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, să rămână. Vă rog. Bună seara. Fiți amabil, aș vrea să întreb și pe domnul comandant. Întrebați. Pe data de 22 iulie, la ora 12 fără ceva, mă aflam în Crâng. Sâmbătă, nu? Sâmbătă seara. 12 ziua. Ziua, la prânz. Iulie, așa, pe 22 iulie, așa. Bun. Și mă plimb prin Crâng, m-am plimbat prin și am scos maior și m-am așezat pe bancă, liniștit. Și mi-era cald, că era căldură mare. Și a venit un coleg care este de acolo, de-a lui domnul comandant de acolo, adică acolo. A venit un polițist local, da. Așa? Și a venit la mine că-i deranjat, că de ce nu-mi pun cam așa pe mine. Acum vin și vă întreb pe dumneavoastră. Cu ce sunt eu indecent dacă am pantaloni pe mine și am avut un bustu gol? Care, în parc de agrement. Erați în parc, da? În parcul Crâng. Da, în parcul Crâng. Și oamenii aleargă să plimbă pe căldura mare de pap. Dumneavoastră ce ați răspuns când v-a întrebat de ce? De când am urmărit și un cetățean de lângă mine, eu am zis că sunt bolnav, am insuficiență respiratorie, am diabet și transpir, am boala transpirației, boală cu inimă, așa, și eu trebuie și mi-a zis să pun să vorbim ca trei oameni, ca între domni, așa. Să puneți, cu ce mă deranjează eu, a zis, domnule, și plus de asta, în momentul când a venit și a călcat tot spațiul ăla care este trotuar, care, așa, deci el deocamdată, spațiul verde. Așa și a venit la mine și s-a luat nimeni degeaba. Acum vă întrebă dumneavoastră, e scrie undeva... Da, nu cred că scrie nicăieri în parcuri, dar a fost așa exces de zel, îi las să vă răspundă. E singura problemă pe care ați avut-o? Vreau ca acest individ care a fost acolo, vreau să fie luat la întrebări de domnul comandant. Da, nu l-ați legitimat, bănuiesc. Ce de la noi în parc? Îl las să vă răspundă, da? O seară frumoasă vă doresc și vă mulțumesc că ne-ați semnalat problema. E vreo lege care interzice în parcuri vara să umble lumea așa mai puțin îmbrăcată, nu, chiar nu dacă e decent? Nu vorbim neapărat de o lege. Legea reglementează, legea 61 privind ordinea și liniștea publică, reglementează anumite aspecte de provocare, de indignare a cetățenilor în anumite momente, satisfacerea nevoilor fiziologice. Da, nu vorbim, mă rog, ceva de chestii ceva, de astea. Da. Probabil că o postură mai indecentă a domnului a atras atenția polițistului. Păi n-avea cămașă pe el, cât de indecent să fie. Doar a fost o observație, nu neapărat o luăm ca și o sancțiune. Da, doar o observație probabil asupra modului cum se prezenta. Probabil că angajatul poliției locale a călătorit foarte mult prin țările mai civilizate și s-a gândit că n-ar fi tocmai bine, dar nu există nicio lege care să sancționeze acest aspect. Asta așa e, este. Poate oamenii vor să facă plajă și n-au cum să ajungă la mare. Continuăm cu întrebările, pentru că mai sunt câteva din partea telespectatorilor. După cum vedeți, probleme sunt multe. Spune cineva, în Dorobanți 1, zona Profi, Biserica Sfântul Nicolae, n-am văzut picior de polițist de luni de zile. Cu siguranță patrulele de poliție locale, atât pedestre cât și cele mobile, au fost în zona respectivă. Cu siguranță, deci au trecut. Și mai aveți câteva mesaje de felicitări. Itinerarele de patrulare sunt cuprinse aproape toate zonele din municipiul Buzău. Da, spre uimirea mea, cu toate că de multe ori vin reclamații, acum sunt mai multe mesaje de felicitare. Spune cineva, mulțumim poliției locale pentru instituirea normalității.
altcineva de ceva vreme chiar merită respectul nostru, sunt acolo unde trebuie de multe ori. Și un alt telespectator spune: doresc să felicit poliția locală pentru măsurile luate la magazinele care vindeau produse alimentare cu valabilitate scăzută. Știți despre ce e vorba, bănuiesc. Cunoaștem. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. Am și o întrebare. De ce nu se intervine mult mai hotărât la intersecție, unde nu se poate asigura când ieși pe stradă? Una ar fi în zona orice baroului. Orice da, vă rog. Una baroului, unde cu toate că e hașurat, toată lumea parchează până în intersecție, deci nu poți. Una mai fi la tribunal, unde parchează exact până în intersecție. Și sunt mașinile, știm, tribunalului, că se cunosc după numere. Mai sunt pe Spirul Haret, mai sunt în 23 august, când ieși aproape de poarta Crângului, acolo sunt mașini până în intersecție. Nu puteți să ieși în mijlocul intersecției, să te asiguri. Dacă te lovești, n-ai acordat prioritate și rămâi fără permis. O altă problemă am în orele de intense, unde circulația este bară la bară. Am și o rugăminte pentru tuba de intervenție sau ce o fi a poliției locale. Să nu mai circule cu 10 km la oră, să încurce traficul și mai să oprească și pe interzis la McDonald's acolo, că e umbră. Ori stă într-un loc unde într-o parcare, ori nu mai circulă. Decât să circule cu 10 km să blocheze tot traficul, să claseze, să înjure lumea, mai bine stau ascunși. Și ați văzut parcați și pe interzis, nu? Că mă gândesc că tocmai au amendat un polițist de la rutieră, parcă, pentru că ar fi parcat mașina de serviciu într-un loc nepermis. Nu, cădeau semnul pe ei. La McDonald's acolo e staționarea oprită. Și mai e o problemă chiar în fața sediului la dâns și să nu mai blocheze și trotuarul, ca o parcare. Și e stradă unică și au și sens cu staționarea interzisă acolo, chiar în fața sedilor. Să ducă mașinile în parcare, că mai trece lumea cu căruciorul. Nu o să sară de mașină direct în sediul poliției. O să îi las să vă răspundă pe invitații mei. Vă doresc o seară bună. În primul rând, chiar așa se întâmplă cu duba poliției locale, pentru că v-au felicitat mulți pentru faptul că ați amendat un coleg de la Poliția Județeană că ar fi parcat neregulamentar. Da. Cei de la IPJ au spus ulterior că mașina era în timpul serviciului folosită de către șofer. Pot spune despre despre această problemă. Dubițele poliției locale nu au ca zonă de competență și zona centrală. Pentru că sunt mai voluminoase, am încercat să le punem undeva în zonele de la marginea orașului, cartierele mărcinașe. În zonele centrale, în zona centrală sunt autospeciale marca Logan. Nu cred că în zona centrală a fost văzut sau dacă a fost văzut, n-avea ce căuta acolo, nu? Exact, pentru că respectivul sunt controlat și verificat pe trasee. Bun, cu staționarea. Trotuarul, da? Din fața poliției locale, de ce îl ocupați pe tot? Blocați trotuarul, spune telespectatorul. Nu ai ce trotuar să blocheze acolo, pentru că este foarte îngust, sunt 20 de centimetri. Staționarea în intersecție. Despre staționarea aș dori să aduc în vedere câteva probleme. M-am ocupat în mod deosebit și propunerea mea aparține în zona baroului de avocați, zona hașurată, unde foarte mulți opreau și ștrangulau efectiv acea zonă, creându-se acele ambuteiaje. Zilnic acționăm în acea zonă. Nu cred că este zi în care echipaje ale poliției locale, vorbim de serviciu circulației, să nu-și desfășoare activitatea în acea zonă. Atât la tribunal, atât la baroul de avocați și în toate acele zone unde există aceste opriri neregulamentare. Dorim foarte mult descurajarea acestor activități și poate până la urmă vom reuși. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Șoară și domnul comandant de la Poliția Locală. Aș vrea și eu o convorbire. În ce privește piața centrală, să fie controlați tarabagii în ce privește marfa pe tarabă, că nu au forme legale pentru a comercializa marfa în mod legal cum prevede legea. Aici aveți mulți competențe, domnule Teodorescu? Sunt mulți biznițari care nu au acte la marfa pe tarabă.
Da, spunea domnul Teodorescu mai devreme că n-ar fi competențe nu, pentru vorbim de aceste cântarele probleme, de pe tarabe. Vorbim de legea 12/1990. Vă rog, să lăsăm să termine pe telespectator. Deci doar în piața centrală aveți nemulțumiri da, în ceea ce privește... Da, și la cântar, să ia măsuri cu biznițarea, că sunt mulți care nu au forme legale pentru a comercializa marfa pe tarabii. Mai mulți trei sfeturi biznițari din piața centrală. Să se ia măsuri asupra lor, asta doresc. Atât am avut. Vă răspunde imediat, vă mulțumesc, la revedere. Spuneți, avem la îndemână legea 12/1990 republicată privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Mai pe înțelesul tuturor. Mai așa. Pe înțelesul tuturor. Principalele fapte constatate prin această lege sunt cele de proveniență a mărfii, deci de reglementarea actelor de proveniență, pe de altă parte omisiunea întocmirii și afișării prețurilor, probleme pe care le-a ridicat distinsul telespectator. Nu cred că sunt probleme în acest sens, pentru că am văzut păi și eu fac... Păi sunt mai mulți buzoieni care spun că sunt probleme. Acum, probabil că dumneavoastră nu știți că sunt probleme, dar de la nu știi până la anul, cred că ar trebui să meargă patrulele poliției locale să verifice, nu? Sunt patrule. De fiecare dată mă duc la piață, nu am văzut comercianți care să nu aibă prețul afișat. Probabil că acele probleme cu cântarele. Totodată, au acte, cetățenii au posibilitatea ca să-și... Este un cântar al pieții unde pot să cântărească și să se sezizeze în momentul acela instituțiile care pot constata asemenea sancțiuni. Da, știu că au mai fost controle, o să vă întrerup pentru că așteaptă cineva de mult la telefon, dar o să vă rog pe dumneavoastră apoi, domnule Dumitrașcu, să ne spuneți cum e cu controlele în piețe. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Să rămână. Mă numesc Ilie și locuiesc pe fundătura Deltei, o stradă din Marghiloman. Da. Dacă, nu știu, poate domnul polițist știe. Vis-a-vis de numărul 22, unde sunt cetățenii romi. De 10 zile, de acolo se scoate cu vola, se scoate gunoiul. Cetățenii, după ce le-au scos gunoiul și aia, vin pe strada noastră, o fundătură mică, și-și fac nevoile și toate astea. Cum putem rezolva și noi problema? Să ne simțim și noi în siguranță, dacă e posibil, că dânsul are atribuții în sensul ăsta. Dacă se ne poate răspunde, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, o seară bună vă doresc. Pe fundătura Deltei, cunoaște zona? Da, cunoaștem zona. O să trimitem patrulele noastre de poliție locală să verifice aspectele semnalate de telespectatorul dumneavoastră, iar în cazul în care se vor constata aceste probleme, să ia măsurile care se impun. O să ne oprim pentru publicitatea, apoi o să vă rog să spuneți de ce controle au fost în piețe și dacă mai urmează sau nu. Revenim în câteva minute și vom citi și toate mesajele.